2020, unul a fost anul în care foarte mulți români s-au reorientat profesional. Unii au fost nevoiți să renunțe la locul de muncă din cauza restricțiilor. Alții au avut curaj și au făcut o schimbare în carieră. Cele mai mari platforme de recrutare de la noi au înregistrat un record de cereri și oferte și cu 30% mai mare față de perioada dinaintea crizei sanitare. Justina are 28 de ani și este manager farmacist în București, dar își dorește să urmeze modelul soțului ei, care a făcut o schimbare. Caut ceva mai lejer. O să mă reorientez către IT. Salariile sunt duble față de domeniul nostru. Soțul meu a făcut schimbarea asta, e cu 2 ani mai mare. A schimbat de pe inginerie pe IT și e foarte mulțumit. Acesta este gândul cu care mulți români și-au căutat un loc de muncă în 2021. Dovadă că platformele de recrutare au fost din ce în ce mai accesate. Cele mai mari site-uri cu locuri de muncă de la noi au înregistrat cereri record, în jur de 12 milioane într-un singur an. Am asistat în 2020 vara și toamna la o fugă după locuri de muncă. Și-au ales o carieră, au decis să schimbe locul de muncă sau să schimbe industria cu totul. Primii care și-au căutat ceva nou sunt cei între 25 și 35 de ani. Tinerii între 18 și 24 de ani și-au făcut și ei curaj să încerce ceva. Urmați de cei cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani. Cei mai mulți candidați dornici de o schimbare în carieră au fost în capitală. Peste un sfert din totalul aplicărilor a fost în București în 2021. Urmează apoi marile centre universitare din țară, Cluj, Timișoara, Brașov și Iași, care adună împreună peste 20% din totalul aplicărilor, adică tot un sfert. Foarte puțini sunt cei care și-au căutat un job în străinătate pe platformele de recrutare. Puțin peste 1,3% din totalul aplicărilor de pe o singură platformă au fost pentru astfel de joburi în afara țării. Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși spre a se angaja pentru companii din străinătate, tocmai pentru că se lucrează foarte mult remote, atât companiile cât și candidații sunt familiarizați cu asta și atunci e mult mai simplu să lucrezi din România pentru o companie dintr-o altă țară. În topul căutărilor au fost posturile de ingineri, șoferi și contabili. Pentru 2022 ne așteptăm la o și mai mare activitate din partea tinerilor și mai ales cu focus către joburile care implică skill-uri digitale, joburile remote. Specialiștii spun că în acest an companiile se vor îndrepta mai mult către candidații care au deja experiență de muncă. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.